conferenza, anche lì con un po' la nostra equipe di un alto livello, sta forse per restituire quello che in campionato francese, per fare spesso c'è Luca Servici in porto, per il termice, che dato le stelline sappiasca sempre, se progressi, perché ha posto un lucro bene pentru componenții fiind acea nume, știind că este un cupe mondiale, din păcate sunt și pierderi, accidentări care sunt inerente în jocul de lupte, pentru că este un sport de luptă, ceea ce spunea și Ciobe, important pentru un jucător să-și facă un loc sub soare, dacă pot să spun așa, în același timp, pentru jucătorii confirmați, să crească lângă ei, să spun eu, generația de mâine, care va prelua ștafeta, dacă pot să spun așa. Și este, într-adevăr, o competiție internațională de un nivel foarte mare. Și am acordat foarte multă atenție. Cred că a fost la mulțimea evenimentului, de fiecare dată, dar de fiecare dată micile detalii au făcut diferența. Ceea ce înseamnă că mai avem mult de lucru, avem un potențial enorm, putem să ne batem de la egal la egal cu mari națiuni, dar trebuie să învățăm anumite mici detalii care trebuie să respectăm cu sfințenie pentru a fi în curtea celor mari. Dar asta trebuie să fie un obiectiv pentru această săptămână. Staful tehnic și jucătorii au stabilit un obiectiv ambițios. Eu zic că este un obiectiv realizabil și realist. Pe măsura posibilităților noastre și ambițiilor noastre, o să îl declar deschis în două viitori, ceea ce înseamnă calificarea directă pentru viitoarea Cupa Mondială, deci viitorie cu Canada și Italia. Așteptăm, în primul rând, o prestație bună pentru că vom juca cu Franța și Irlanda, care este în primele patru echipe de lume. Sunt meciuri foarte dificile, și sunt cele mai bune echipe de lume. Va fi foarte greu pentru că meciurile care ne-am propus să ne câștigăm sunt la sfârșitul competiției, dar contez pe valoarea grupului. O să-i spun eu așa pe sufletul care pentru că la urma urmei e nevoie de pasiune, de suflet, de bucurie, de dragoste, să zice lui, determinarea băieților și sunt convins, pentru că au arătat-o de lungul timpului, se vor pregăti foarte bine să onoreze această prezență, să onoreze tricoul cu frunza de stejar și cred în același timp că este important și pentru palmaresul lor, să facă un lucru, cum spunea și Ciobi, lucru istoric, să rămână în istorie. Este lucru cel mai important. Să nu trecem prin viață ca o valiză printr-o de aia. Aș putea să nominalizez, dar știți cum e? Eu o fac din postura de suporter și de iubitor al jocului. Cred că cel mai bine sunt în măsură să vă răspund antrenorii. Cel mai important este ce au constatat ei, de ce au nevoie. Pentru mine, Răzvana Irenia a fost o surpriză plăcută. Pristăvițele care este foarte bine, care continuă să progreseze. Sunt lucruri pozitive care le văd eu. Dar eu le văd din unghiul meu ca suporter. Și că a fost antrenor și președinte actual a Federației și mă bucur pentru că sunt jucători tineri și confirmă încrederea care mi s-a acordat. Urmă, ce vede staful tehnic este cu totul altceva. Ei sunt mult mai realiști în funcție de obiectivele care și le fixează, de proiectul de joc care vor să-l pună în aplicare. Deci, între suporter și regret,